primul rând să supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Atunci, să dăm citire dispoziției numărul 181 din 7 octombrie 2021, privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin, în data de 12 octombrie 2021, începând cu ora 16:30. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, doamna inginer Ionache Adriana, dispune: Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședință extraordinară în data de 12 octombrie 2021, începând cu ora 16:30, care va avea loc în sala de ședințe a Primăriei Mănăstirea Cașin, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâre. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și valorificării unui număr de 15 arbori din specia borul, având un volum total de 10,10 metri cub. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 2000 de lei necesare desfășurării activității la ansamblul Mugurașii și Mănăstirea Cașin. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat cu ansamblul Mugurașii și Mănăstirea Cașin pentru o sală de clasă la școala veche. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între județul, între județul Bacău și Comuna Mănăstirea Cașin, în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor prin punerea la dispoziție de către județul Bacău a unor echipamente de colectare a deșeurilor, în speță 100 de cubele. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Comunei Mănăstirea Cașin pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău S.A. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Asociația Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Hârja, AFJ. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii lot S552 domnului Cinfoia George din Comuna Cașin, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții, construire sală de sport în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea 15 metri cub materialul de gros pentru construcția unei capele. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții, regularizare albie produsă rățel în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrurilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNISA, pe bază de protocol a unui număr de 3 amplasamente, terenuri cu categoria de folosință drum, amplasamente situate în Comuna Mănăstirea Cașin, în suprafață totală de 39.369 de metri pătrați. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la afișierul de la primărie și va fi publicată pe pagina de internet a instituției. Prezenta dispoziție se va comunica consiliilor locale din Comuna Mănăstirea Cașin și instituției prefectului județului Bacău pentru controlul legalității. Aceasta este ordinea de zi și cum ne stă nouă, mai avem ne supunem la, la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine se abține? Comentarii, domnul? Nu, am zis că rectificarea bugetară nu s-a depus niciun material de asta, n-am văzut. Da, o să-l studiați și... Dacă aveți timp, dar începe ce vreau, că să-l studiați, că nu este foarte voluminos și și foarte explicit. Nu-i numai pe conturi, chiar fiecare bănuț unde se duce. Da. Mai avem un punct de ordine de zi, doamna primar. Rectificării pe care am primit-o zilele astea, vrem să introducem un proiect nou de extindere sistem de supraveghere video pentru Lupești, pentru satul Lupești. După cum știți, în Lupești există un sistem de camere, dar
acestea sunt doar cumva în clădirea de la școala aceea, în care trebuie să stai, să le dărulezi, nu le poți vedea în timpul ok. De pentru care intenționăm să extindem rețeaua de echipament video pe satul Lupești. O lucrare destul de complexă, pentru că toată această linie va veni cumva pe zona, cum îi zicem noi, strada Ioan Misir, dar nu e nicio greșeală să spunem țigani că avem o problemă, așa se cheamă zona noastră. Deci mă interesează foarte mult ca zona aceea să fie din nou supravegheată video și am să vă explic de ce. Pentru că avem o zonă acolo care e veșnic plină de gunoaie. Azi o curățăm, a doua zi. Deci pe acolo nu trece nicio fir prin care am putea să putem pune o cameră. Pe pentru care vom face, inclusiv pe zona aceea, un sistem de supraveghere. Și vom încerca să mai locuim chiar și camerele care la momentul acesta sunt extrem de slabe din centrul comunii. Camere care pe timpul nopții chiar nu putem sesiza persoana care ar avea o problemă. Deci încercăm să ne punem la punct cu un sistem de supraveghere video performant. Asta intenționăm să îl introducem pe ordinea de zi. Deci, ce implică acest sistem de supraveghere? O să prindă și strada Bălăceanu și pe la dumneavoastră toate punctele sensibile din Urmărești și din Țigani, să putem identifica persoanele. Dar și securitatea noastră a cetățenilor noștri prin supravegherea drumurilor și a intersecțiilor. Pentru că se întâmplă multe și atunci avem posibilitatea de a apela la un suport video. Deci sunteți de acord să-l introducem pe ordinea de zi? Da. Cine se vrea? Bine? Asta e acolo. Începem. Ca să nu stăpăm. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării și valorificării numărul de 5 arbori din specia Borum, având un volum total de 10,10 metri cubi. Da. Noi, în primăvară, am făcut o cerere către Ocorul Silvic în vederea identificării unor stejari, un arbor de acești stejari ne-ar folosi nouă la construirea unei porți. Ca așa ne stă nouă bine gospodarul din mănăstirea Cașin, mai ales că suntem o zonă cu lemn, să ne facem o poartă. Cei de la Ocolul Silvic au identificat acești arbori și avem o cerere în care au fost doborâți un număr de 5 arbori, noi îi vom lua, au fost marcați și inventariați. Vă rugăm să aprobați în Consiliul Local exploatarea și valorificarea materialului lemnos de către Ocolul Silvic Mănăstirea Cașin, conform procesului tehnologic și a eficienței economice în număr. Avem aici toată documentația. Și partea asta unde o să fie așa? La intrare comună. Comună, am spus. Comună. La intrare Lopești. Da. Acolo, da. Ei, nu e acolo intrarea comună. Așa e, la Lopești. Ce-am luat în partea asta, la intrare în sat. Nu am spus în sat. În comună am văzut acasă. Poarta veche care a fost cea diferită. Știu, dar care a fost cea diferită. Da, și era bine de până la Mănăstire. La Mănăstire. Da, da, bine. Avem la fel niște oameni de bine care vor lucra voluntari această poartă. Foarte. Le-am și spus, numele lor va sta pe o plăcuță că au lucrat acolo pentru comunitatea noastră. Și sunt oameni de acord. Cei de la Ocolul Silvic au zis că asta e momentul propice de a tăia stejarul și nu în primăvară, cum am venit noi cu cerere. Da, dar dacă nu intră din zi, da, da. Cum ai ieșit din vegetație?
Da. Bun. Cine este pentru? Toți, da? Da. Da. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 2000 de lei necesară desfășurării activității la ansamblul Bucuraș și Mănăstirele. Nu avem acești bani, dar în rectificarea bugetară pe care o aprobăm tot astăzi, putem să, noi am prins acești 2000 de lei, sunt copii mănăstirenilor, copii care fac cinste comunii noastre și cu tot dragul cred că merită acești 2000 de lei. Da, da, așa este. Putem. Da. Altceva? Discuții? Nu. Cine este pentru? Trecem la punctul 3, proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat cu ansamblul Bucuraș și Mănăstire pentru o sală de clasă de la școala veche. Vom face un contract cu o dare folosință gratuită pentru sala respectivă. Ei și-o amenajează și-o pun ca să poată face toate acele ședințele lor de și repetiții și tot ce vor, sunt tinerii comunei care se pot întâlni în sala. Cea despre grădiniță le-am dat-o. Au zis că se încălzește mai repede, pe perioada iernii se poate avea acces la căldură, o să le facem și foc, când vor avea ei repetiții, deoarece noi oricum încălzim grădinița pentru grupul asigur, pentru cele două doamne care lucrează la acea asociație. E normal să îi ajutăm pe acești copii să aibă un loc al lor unde să se întâlnească, pentru că în sala din față vă spun că am mutat biblioteca comunii, pe care urmează să o amenajăm frumos, va fi o bibliotecă cu o sală frumoasă, să punem o frumoasă. Oricine va vrea să țină o ședință acolo, o putem da. Deci, la bibliotecă vom amenaja, sala este frumoasă, mare, noi am dus deja cărțile, însă în față, acolo am făcut deja un birou. Era normal, nu putea să fie și birou și bibliotecă. Oamenii aceia puteau să stea în mirosul acela veșnic de carte veche. Acum aranjăm frumos biblioteca acolo și... Dar acum aprobăm Bucuraș. Bun. Cine este pentru? Bun. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contracte de asociere între județul Bacău și Comuna Mănăstirea Crașin în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor prin punerea la dispoziție de către județul Bacău a unor echipamente de colectare a deșeurilor. 100 de tubele. Deci avem un tabel în care fiecare comună mai primește niște pubele. Ce-i drept și pubelele acestea, când au venit, asta am spus și celor de la Bucurest, au și ele un... O garanție. Un termen de viață. Până la urma toată, e normal ca un cetățean să vină, noi mi s-a stricat. Unul a venit și mi-a demonstrat că i-a stricat pe chiar o presă. Bineînțeles că nu o să recunoască o presă chiar o... Dar venise bietul om cu capacul acela în care se vedea clar că era rupt de la mașină când iau la făcut. Și am mai solicitat niște pubele, dar asta am făcut-o la începutul anului. Acum au venit, ne-au dat 100 de pubele, vom face contract, este încheiat între județul Bacău, domnul Ivancea și Comuna Mănăstirea Crașin. Deci nu e prin Consiliul Județean pe cuvânt, e județul Bacău prins. Avem, o să semnăm, aprobăm de fapt modelul de contract care l-ați avut în e-mail. Da, bun, cine este pentru? Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Este un model pentru serviciile pe care le au cei de la CRAP. Noi suntem și noi în asociere prin ADIP, că vrem, că nu vrem,
trebuie să votăm că facem parte din această asociație și printre care să mă mandatați pe mine ca reprezentant al OAT-ului în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare și Comunitare. Ne-au trimis și modelul de hotărâre, cum arată. Deci e 6 cu 6. Deci 2 puncte. Și 2 puncte, da. 5 și 6. 5 și 6. Una să mă mandatați în ședința CRAP și una pentru ADIP. Deci sunt două diferite, domnul secretar. Da. Unul pentru ADIP și unul pentru CRAP. Toate astea au venit pe e-mail. Noi oricum nu avem nici apă, nici asta, prețurile stabilite pe care oricum nu ajungem la serviciile, nici de vitajare al CRAP-ului. Că ar fi culmea să închiriem o vitajă tocmai de la Bacu. Distanță mare la kilometri. Normal. Am vitajat de curând de la Raja, că sunt mult mai aproape de noi, deci nici de cum. Dar, fiindcă suntem în asociație, trebuie să aprobăm. Bun. Deci ce votăm în puterea plăcerea? Deci nu, votăm prima dată votăm proiectul de hotărâre privind stabilirea anemoară și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și canalizare. Așa. Cine este pentru? Și al doilea proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Comunei Mănăstirea Crașii pentru ședința ACA la SC CRAM. În sala doamnei Toți. Bun. Trecem la punctul 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Asociația Sfântul Voievod. Da, nu, asta l-a spus. Asta nu trebuie. Dar nu. Nu, asta nu mai este. 8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea accesiunii lotului S552, domnului Cimpoia George. Deci avem un referat al doamnei Olar de la Taxe și Impozite, în care ne aduce la cunoștință că domnul Ghețu Neculai, prin contractul de vânzare numărul 7 din 27.9.2021, încheiat cu Cimpoia George, să aprobăm cesiunea contractului mai sus menționat. Avem contractul de vânzare cumpărare și cererea domnului Ghețu Neculai. Menționez că impozitele și taxele locale sunt achitate la zi. Așteptați și vă pun tot. E un lucru pe care nu l-am mai aprobat. Cine este pentru? Și trecem la punctul 9, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Prin hotărârea Guvernului numărul 1088 din 2021, s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa de valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 în trimestrul 4, cu suma de 450.000 de lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. O să vă dau din 450.000 de lei. Am dus pe, nu vă zic conturile, administrație locală cu cheltuieli de materiale, 5.000 de lei. Către echipa de dansuri, 2.000 de lei. Nu mai avem bani pentru asistența socială la salarii până la sfârșitul anului. Sunt 231.000 de lei. Și așa am acoperit, că asta sunt și banii pentru care i-am primit. Că nu mai aveam bani nici pentru asta și sunt bineveniți că reușim să ne plătim toate astea. Suntem obligați prin controlul pe care l-am avut de la asistență socială la niște cursuri pe care trebuie să le facem persoanelor care sunt asistenți personali al persoanelor cu handicap. Suntem obligați prin raportul de control pe care l-au făcut. Dacă tot am primit acești bani, am identificat o firmă și am pus aici 4.000 de lei pentru acele cursuri pe care suntem obligați noi primăria să le facem, să le plătim pentru acele persoane. Avem
de lei la dezvoltare publică. După cum ați văzut, am făcut o stație, da? Cu materialele din primărie. Ați văzut-o, cred că mulți. Aici e extraordinar și aici trebuie să-l felicităm pe consilierul nostru, Dimulescu Claudiu. A strâns lângă el o mână de oameni. Foarte frumos. Inițiativa este de toată lauda. Sunt convinsă că oamenii din zonă, dacă au lucrat la ea, vor avea grijă să rămână și intactă. Și sunt convinsă că va rămâne mult timp în forma care este. Deci s-a și turnat un strat. O să punem shop-ul Bela acolo pentru copiii care vor aștepta microbuzul dimineața. Totodată vreau să vă spun că am făcut demersuri la Sece Codreanu pentru a mai intermedia o stație, adică să prelungim anumite curse regulate pentru sătenii din zona din Ghioina, să urce autobuzul, mai ales cel de noapte, până în Ghioina. Așteptăm răspuns de la Codreanu. Ei, această stație vine și în ajutorul acelor săteni care vor aștepta autobuzul. Am cerut orele de dimineață, alea care le știm toți. Am cerut ora elevilor de 7 fără un sfert. Probabil că s-o spune mai devreme. Deci vrem cumva să venim în ajutorul sătenilor din zona din Ghioina. Și să sperăm că vom și reuși împreună. Am găsit înțelegere la firma la Codreanu, așteaptă și ei la rândul lor de la Consiliul Județean o hotărâre și să sperăm că se va realiza. Noi le-am dat orele oamenilor, oamenii aceia de zona de sus au făcut o cerere către primărie, ce ore i-ar interesa. Acea adresă am trimis-o și către Sece Codreanu. Așteptăm răspuns. Bun, mergem mai departe. Asta ar fi pentru dezvoltare publică. La dezvoltare publică, totodată, avem, știți, a prins modernizare, iluminat public, proiectul în rectificarea trecută. Acolo am constatat că ne-ar mai trebui 1000 de lei ca să putem avea și bani pentru acorduri. Totodată, tot astăzi avem în aprobare sala de sport, o să vă citesc când ajungem la zona aceea. Avem, suntem pe lista sinteză la Compania Națională de Investiții pentru construirea unei sali de sport. Eu v-am mai spus dumneavoastră că am făcut inițierea asta. În luna august am fost prinși pe ordonanță de guvern. Acum demarăm toată investiția, în sensul că o aprobăm sala de sport. Și după aceea ne trebuiesc doar un studiu topo și un studiu geotehnic în zonă, după care toată cheltuiala vine pe Compania Națională de Investiții. Bun, și la punctul următor, modernizare camerei video. Aici am pus, avem un deviz pe care l-am solicitat noi cu mult timp în urmă. Dar niciodată n-am găsit bani pentru extindere, pentru Lupești, pentru că dorința noastră a fost de mult. Avem 26.790 fără TVA, dar totodată vă spuneam că vrem să intervenim și asupra camerelor. Am pus o sumă mai mare în ideea în care vom solicita la firma cu care avem de altfel supraveghere video să ne facă o nouă ofertă, să vedem încearcă o să acest deviz. Oameni buni, suntem datori la salubritate. Salubritate n-am plătit-o de multe luni. Cu acești bani reușim să achităm salubritatea comune și să nu intrăm într-un... Am pus aici 110 avem 150 de mii. Da. Bani care nu mai vine. Cine și-a plătit salubritatea și-a plătit-o până acum. Mă vine câte unul cu 6 lei, 6 lei, ce să fac, da? Și îți spune că e scumpă salubritatea. Dă-i 6 lei de lume. Dar prin asta deblocăm o situație că în scurt timp intram într-o sferă urâtă. Lucrurile astea ne ajută. Ne dă penalități la... Deocamdată nu ne-au pus penalități. Nu.
Noi prin asta acum le ajungem cât de cât, deci la 110.000 am trebuit. La drumuri și poduri, plus pe reparații, o sumă de 5.000 de lei. Și la infrastructură rutieră din Comuna Mănăstirea, ca și asta e proiectul pe care îl intenționăm noi la mare, ne-a mai trebuit 15.000 de lei. Și pe regularizare părul sărățel ne mai trebuie încă 6.000 de lei pentru expertiza pe care o avem. Am văzut că tot astăzi reușim să ne facem documentele. Pe data de 22 octombrie intrăm în CTE-ul de la Compania Națională de Investiții, după care și tot astăzi aprobăm și devizul estimativ și... Deci, în total, avem 450.000 de lei. Noi, că asta o putem pune la asta. Bun. Discuții? Întrebări? Nu. Cine este pentru? Cât trebuie de inscrie? Da, cine este? De ne mai discute. Cine este pentru? E o bura de aer pe care o avem nevoie. Împotrivă? Nu ne minunată. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții construire sale de sport în Comuna Mănăstirea Brașov și Județul Bacău. Deci noi am lucrat la o notă conceptuală privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții construire sale de sport în Comuna Mănăstirea la o temă de proiectare. Cei de la CNI au trei modele de săl de sport. Una școlară mică, una medie la 102 locuri și una mai mare la 120-130 locuri. E normal că nu ne ducem către aia mare, dar nici către aia mică să observăm că sunt mulți tineri în comună care ar putea să petreacă timp într-un săl de sport. E destul de mare, la 102 locuri, chiar este foarte frumoasă. Dacă vreți să vedeți, e modelul la Dufteana, arată extraordinar de bine. Ei de recent au dat în noi am folosință o asemenea sală. Mare transfer acum în construcție o sală de sport la Târgovna. Cine? Mare transfer la Târgovna. Noi facem acum. Vedeți? Da. Da. Construiești. În cer sau sport general? Școală generală. Și la noastră este situația de la noastră, că suntem obligați să punem într-o școală generală, da? Da, da? Locul am găsit la școala lor. Avem teren suficient acolo. Aici nu e spațiu, dacă aici nu e spațiu. Spațiu locul terenului de sport, dar rămâne... Nu, terenul arată, zic eu, la momentul în care, dacă îl vedeți acum, că e cu tot ce trebuie, mă uitam astăzi, chiar au pus școala o poză cu terenul de sport și copiii jucându-se. Mai mare dragul să te uiți cât de bine arată. Bine acum să se păstreze. Da, da. Știți că am și pus cu problema cu acele scaune, ce drept... O să le înlocuim. Vom trage la răspundere și persoana, că am aflat cine este, o vom chema. Da, o vom chema, vom discuta. Și scaunele oricum le vom schimba. Nu sunt copii, dar... Nu sunt copii, dar... Nu-i vorba de copii școli. Am înțeles. Da. Nu s-a mai întâmplat de viitor. Și să sperăm că după aceea vom reuși. Deci, povățător de minte. Da. Ca proiect ar vrea să punem așa. Construire sală de sport în Comuna Mănăstirea ca județul Bacău primul articol. La al doilea, nota conceptuală privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții, construire sală de sport în Comuna Mănăstirea Cașe. Tema de proiectare. La fel, se aprobă pentru construire sală de sport și se aprobă întocmirea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, construire sală de sport în Comuna Mănăstirea Cașe. Asta însemnând că suntem de acord să se dea drumul la studiul de fezabilitate. Studiul care îl va face CNI-ul pe banii lor. Sigur, pe cheltuieli pe care le avem, doar studiul topo și studiul geotehnic. La ce dimensiune am scris? Cu
ai un teren de handbal, nu? Nu, o să fie mult mai mare. Mai mare. Da, da. Pentru că ea implică, în afară de teren, implică... Deci tu alegi să ai multe lor, sigur. Implică creare, implică băi, implică cameră tehnică... Vorbim din masa, din teren. Da, dar totul se duce undeva în jurul la 40.000 de metri pătrați. 40.000 de metri pătrați. 4.000 și 4.000. Acum teren aferent lângă cu... Da, aia. 4 hectare. Cât are terenul ăsta? Nu, 4 hectare. 0, 4 hectare. 4.000 mare. Are 200 de pătrați. 0, 4 hectare. Această introducere pe listă sinteză este confirmată prin adresa CNI numărul 38.426 din 1 ianuarie 2021. Deci, le-ați apăt în e-mail toate astea. Noi trebuie să le completăm și să le transmitem la CNI. Da, să punem la vot. E 2500 de metri pătrați ar avea, că am uitat acum sala de sport. Cine este pentru? La ce nu e? Deci, în următorul... 47 metri lungime. Proiectul de hotărâre privind aprobarea 15 metri cu materiale noi pentru construcția unei capele. Deci, părintele Daniel Oiu. Da. Așteptați că părintele Baroc Daniel Oiu a făcut o cerere către Consiliul Local posibilitatea unei capele mortuare în incinta Bisericii Sfinții Voivozi. Această clădire, având o vechime de peste 50 de ani, necesită reparație capitală. În acest sens, venim a vă ruga să contribuiți cu cantitatea de 15 metri cu materialele noi din fondul forestier al comunei. Au semnat consilierii biserici împreună cu părintele Dan Miloiu și părintele Gheorghe Lușteam. Ați avut cererea în e-mail. Am ajutat anul acesta. Știți prea bine. Deci, pădurea a venit la ajutorul oamenilor, la necaz, la adicușoasa, totul necaz, e capela. Dumneavoastră, nu știu așa. Da, cu ex. Da, da. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre la 13, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții regularizare al pieptului Sărățel în comuna Mănăstirea Cașa. Știți prea bine, tot anul acesta am avut o
corespondență cu Compania Națională de Investiții privind proiectul regularizare al DMR-ul Sărăței. Noi am făcut toate demersul, adică am actualizat SP-ul care era din 2018, la urmă cealaltă rectificare, știți prea bine că ați aprobat suma de bani pentru actualizarea acestui SP. Am făcut din nou ridicare topolazii, am făcut, acum suntem cu expertiza pe care urmează să o primim. Și toate acestea le-am dus deja la CNI o parte din documente săptămâna trecută. Acum avem șanse ca pe data de 22 octombrie să intrăm în CTE. Am făcut toate demersurile în așa fel încât acum ni se cere această hotărâre, adică peste aprobă indicatorii tehnico-economici precizați în studiul de fezabilitate, conform anexei. Ăștia sunt. Deci ca perioada de proiectare 3 luni, perioada de execuție 36 de luni, este prinsă în SF. Avem o cheltuială, deci tot proiectul ajunge la 55 de milioane 277 de 426,61 cu tot cu TVA. Din care C plus M înseamnă 42 de milioane 342.052,89, tot cu TVA. Avem, dacă vă uitați pe acele hârtii, o cheltuială eligibilă care va trebui pusă din bugetul local în sumă de 145.418 lei cu tot cu TVA. Da? Deci asta va trebui să-i prevedem la anul în bugetul pe care îl vom avea pe 2022. Pentru că, ce să vă spun, acest proiect trece de CTI-ul Companiei Naționale de Investiții, dar intră într-un alt nou CTI la Minister. Pentru această, pentru că suma este foarte mare, ne trebuie o hotărâre de guvern. Deci, mai sunt câțiva pași buni de făcut până chiar ajungem în achiziție cu acest proiect. Important e data de 22, să trecem de data de 22. Finanțarea investiției aveți la articolul 2, se va asigura prin Compania Națională de Investiții. Aveți și un devizul general pus, pe care l-ați văzut. Votați? Bun, cine este pentru? Următoarea proiectul de hotărâre privind aprobarea prevederii către modelele de PA. Deci aceste modele de hotărâri le avem de la CNI. Noi numai cât să le completăm și să le semnăm. Și acum predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrurilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI pe bază de protocol a unui număr de 3 amplasamente. Terenuri cu categorie de folosință drum amplasamente situate în comună și aflat în administrarea Consiliului Local Mânstrea Cașinu, suprafață totală de 39.369 de metri pătrați, din care sunt 3 numere cadastrale pe care le-ați văzut acolo, o suprafață de 9.144 de metri pătrați, o alta de 25.560 de metri pătrați și o alta de 4.665 de metri pătrați, cu zona care se va lucra. Deci pentru asta e predăm acest amplasament. Va fi zona în care va intra constructorul și trebuie să-i predai să, să se poată face exact cum scrie aici, libere de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către CNISA a obiectivului de investiții, regularizarea ardei părul Sărățelul în Comuna Mănăstirea Cașin de Subacor. Consiliul Local al Bateului Mănăstirea Cașin se obligă să asigure în condițiile legii suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. Articolul 3. Consiliul Local al Bateului Mănăstirea Cașin se obligă ca după predarea plasamentului și a obiectivului realizat să mențină destinația acesteia și să-l întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.
Se aprobă finanțarea din bugetul local al cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Mănăstirea Cașin în valoare de 122.200 de lei fără TVA și 145.418 lei cu TVA. Asta e suma pe care va trebui noi să o plătim, iar restul va fi suportat de Compania Națională de Investiții. S-a depistat locația? Așa? Ce? Locația, nu să le dăm noi? Ce locație? Dar avem cadastră, avem un cadastră. Șantierul unde să spun ei. Depozitea. E o să lucrez efectiv pe alt. Pe alt dialoguri. Asta este locația. Nu, eu trebuie o organizare de șantier. E problema lor unde își fac organizarea de șantier. Noi acum facem predare de amplasament pe numerele cadastrale pe care le-au solicitat, unde urmează să se facă lucrări. Organizarea de șantier trebuie să le puneți la dispoziție. O să facem exact pentru că se va face achiziția. Acum discutăm de organizare de șantier. Discutăm de să intre proiectul. Da. Bun, cine este pentru? Iar asta cu aprobarea extindere și modernizare rețea sistem de supraveghere video, zic eu că e un lucru absolut necesar și ar trebui aprobat. Da. Da. Să punem la vot? Da. Bun. Cine se înscrie? Nu, cine? Aprobat, da, da. Cine se înscrie la diverse? Da. Cine? Domnul... Eu vreau să înscrie. Să mă înscrie cineva? Să nu vă înscrie dumneavoastră dacă îmi dați voie. Ați văzut că la Comisia de Acțiune Sociale de la Județ am primit 100 de cupene. Și la ședința trecută, doamna primară a făcut o cupene. Și la ședința trecută, doamna primară a făcut un apel către dumneavoastră, în calitate de consilier. Haideți să intensificăm un pic sâmbătă, dar nu numai sâmbătă, suntem consilieri și luni, și marți, și în fiecare zi a săptămânii, să vorbim cu vecinii, cu oamenii din zonele noastre. Sâmbătă, doamna primară a identificat omul cetățean care avea 3 saci de iarbă. Dar iarbă, efectiv iarbă. Eu am găsit sac doar cu reciclabile, era, deci o înțelesese cu reciclabile, dar l-a scos sâmbătă. Da, știu. Domnul secretar, s-a pus pe Facebook, s-au pus afișe pe gardă, s-au pus... Nu, s-au pus afișe pe gardă, s-au pus afișe la magazine. Tot se duc la magazinul lor, din zonă. Haideți să încercăm un pic să mai conștientizăm pe cetățenii noștri să nu mai arunce greșit. Haideți să corectăm. Că vedeți, am pus 200.000 de lei pentru salubritate. 110.000. Tot e mult. Enorm de mult. Da? Ce faci cu banii? Deci gândiți-vă că am fost să votăm tariful pentru gunoi, să votăm 6 lei. Cum spunea doamna primară, este 1,50 lei pe săptămână. Să se plimbe o mașină la poarta lui, 1,50 lei. Este 1,50 lei pe săptămână. Și ni se pare mult și spune că nu facem. Păi cum? Nu facem cu noi, dar scot 3 saci de iarbă. Chiar scot 3 saci de iarbă afară. Dar ori iarba aia nu puteam să duc în spatele casei să lua să putrezească? Da, da, și asta e adevărat, dar sunt cetățeni care aruncă mult mai puțin gunoi, că nu pot să plătească. Unde vezi tu puțin? Te rog frumos să treci sâmbăta. Te rog frumos să treci sâmbăta pe drum și să vedeți pe lângă pubelă câți saci sunt. Vă rog frumos, nu faceți asta numai ce auziți. Umblați un pic prin comună. Cine scoate mai mult să plătească, dar asta, asta trebuie o diferențiere, e nu poți să nu știu să ești, dar trebuie să nu-i cuvânta. Domnul consilier, deci să fiți aici în ianuarie, februarie, martie, să zicem și aprilie, că atunci este vârf, în care vin toți și declară cu noi și își plătesc taxele.
Nimeni nu produce până. Dar eu nu produc. Dar eu nu scot. Eu mă gândeam la persoanele fozice, care sunt trecuți de 7. Deci eu am trecut, pot să spun, am trecut personal. Eu trec sâmbătă și mă uit la fiecare cam ce scoate și ce duce. Deci mi-au fost la o persoană singură, cu 3 saci. L-am întrebat pe șofer. Ți se pare normal, dar nici 6 lei nu face ce ridici dumneata acum. Uite-te în sac ce ai, pun 3 saci pe lângă o pubelă. La o femeie singură. Când am întrebat-o ce are, a zis că are din curățător, din... curătură. A zis că ai adus o grădină, că o scoți afară, îți trebuie să faci ceva. Dar trebuie să nu ia nici cei de la... Păi am prins exact că nu și a zis ce aveți în sac. Știam că femeia aia e singură, ce aia? Ce se pare că ai 6 lei? Am observat că mai lasă saci, care nu ia, mai lasă. Am început să lase, pentru că noi am tot sunat. În zona cutare ai saci, în zona cutare ai saci care nu sunt de ridicat. Păi asta am făcut doar eu și cu domnul vice. De-aia vă rog, haideți și dumneavoastră. Nu trebuie să vă luați la ceartă cu oamenii. Doar mâna pe telefon, noi sunăm șofer și la poarta aceea el intră. El se dă jos, că pe bucitorul... Vă permit de timpul la dumneavoastră și domnul Vinge aveți altă autoritate în fața cetățeanului. Nu, ce calitate pot să mă adică? Dar eu ce-am spus acum? Nici nu mă bagă seama, înțelegeți? Dar eu ce-am spus acum? Că te duci și îi spui lui să ceva? Nu, doar să pună la telefon să vă... Da, și atenție, las șoferul să nu ia... Să nu ia de acolo. Și domnul consilier acum, domnul Marc. Vedeți că pe strada la Curmătură, aveți o mașină care tot timpul parchează acolo. Este un Renault Clio hatchback, scurt. Din cauza lui, nu poate să intre mașina de gunoi, să ia gunoi. Claxonează, se duce, nu iese nimeni afară. Și dacă nu se duc să ia gunoiul, după aceea îți impă și pe Facebook, că nu mi s-a luat gunoiul. Dar nu se treacă dacă tu îi blochezi accesul cu mașină. O să verific, să vede că... Păi tocmai, asta e. Păi tocmai, de asta spun. Sunteți, aveți zonele dumneavoastră, duceți-vă și mai duceți. Nu trebuie să vă certați de asta. Ne sunați și venim noi, da? Deci chiar n-am nimic împotrivă să mă duc la foarta unul și spune-le, înțelege? Că asta înseamnă costuri și iar costuri. Da. Soluția cea mai bună prin viitor, dacă s-ar putea pune un cântar cu gunoaiele, ca nu se vor ridica, vor aduce pe mare dar eu. Părerea mea personală. Ia spune, cine umblă cu cântarul? Gândiți-vă că în fața ta ce vrea soluție. Dar momentan nu se poate. Dar așa ar fi normal. Un cântar trebuie să ai pronunțat pe potin. Hai să nu vorbim SF-ul. Gătrim ce se poate. Unde? Trebuie dus muncă de lămurire de fiecare în parte. N-ai, cu cântarul e imposibil. Aia doar cu aia, dacă ar cântări, să dai seama că ar trebui o săptămână să-l cobori. Exact. Aici implică o logistică enormă. E adevărat. Eu aș avea o altă propunere. Dar cred că la noi se face selectare pentru materiale textile. Bănuiesc că se aruncă și foarte multe textile. Dar s-a discutat treaba asta. Păi s-a discutat, dar problema aș aduce în discuție să găsim o soluție. Cumva. Nu știu. Dar soluția este, domnul consilier, o avem. Am și anunțat. Am înțeles. Nu știu dacă se duce cineva la sector să-și ducă în materiale nu ce mai la sector. Aici e problema. Și ce să facem? Să ne luăm mai departe? Deci ar trebui găsit o soluție, că acum sunt plasticile, le ridicăm reciclabile separat, tot separat să facem. Nu. Și aici îmi scuze că nu mă fac auzit că eu sunt mai grijuit. Și aici avem o problemă. Am pus iarăși afișe și la garduri și la magazine cu datele în care se colectează reciclabile. La magazine nu se colectează magazinele reciclabile. Cetățenii noștri trebuie să înțeleagă, mașina pe care noi o trimitem nu face 10 drumuri în același loc pentru că el se trezește să scoate la ora 1 reciclabil. Sacul galben. Dacă eu pe data de 2 dau un exemplu,
știu că se scoate, mă, pot să mă trezesc la ora 8 dimineața, că nici oamenii nu pleacă mai devreme de 8, să scot sapul. Scot, ies, fac două minute, am scos sapul în fața porții și după aia pot să fac ce vreau. Gândiți-vă că asta-s cheltuiel pe noi, pe primărie. Da? Pentru că mă sună la ora 1, că mie nu mă las sapul. Dar când l-ai scos? Păi acum jumătate de oră, să fii sănătos. Asta să plimbă pe bani, nu știu. Eu nu duc tita mai rar, da. Să mai vină o dată... Știți că bine, da, primărie. Încercăm să implementăm și chiar vă spun sigur, acum ca o laudă, cetățenii din Mănăstirea Cașin n-au înțeles ideea asta de reciclabil. Suntem o comună fruntașă la reciclat. Deci, chiar merge bine. Deci vorbind cu Prestul, noi și Oituzu suntem fruntași, dar Oituzu sunt mulți. Noi vorbim că chiar reușim să colectăm o cantitate foarte bună de reciclabil. Avem în ultima lună 5, cu o lună înainte 6 tone, deci chiar înseamnă, gândiți-vă că la anul 2020 au fost 12 tone. Da? Și noi am reușit într-o lună 6 tone. Deci chiar nu le-am înțeles. Acum 5, până trecută 4. Da, deci chiar funcționează la urmă. Să adună ceva. Până se vede calitatea colectivă, toată chestia asta. Numai că nu scade, încă nu scade... Prețul. Nu, nu scade menajerul. Nu scade menajerul. Eu nu înțeleg ce pune lumea asta la menajer. De la mine acasă adună 5 kg, spune pe săptămâna de menajer. Nu scade menajerul. Că în rest e reciclabil, ca și are picoane, țigă-ți vibrezi. Ce poate să vă răspunzi cu trisături? Dar chiar așa mă vorbim. Dar deși cu sute de tori cu noi, vă dai picioane. Până acolo, tot ce se întâmplă. Altceva care aș iarăși ține să răspundiți dumneavoastră ca și consilier, zilele astea amenajăm Sărățelul. Vreau să vă spun că este o treabă minunată, vorba domnului secretar general, minunată. Iarăși... Și dumneavoastră, ca și consilier, faceți-vă timp să ajungeți pe Sărățel. Dacă am văzut un oarecare, cum zic, ca să zicem, folosim termenul ăștia la înderâdere, să nu folosesc altul, că ce vreau să mă duc cu mașina la sare. Da, se poate duce cu mașina la sare. Problema e că nu se toaie, mai abundent, o să fie probabil. Ca să vă mântați la sare. Nu să mergi, să-și afectezi pe timp. Aici vreau să ajung. Se va face drumul. Vreau să fie cetățenii înțelegători. După o ploaie mare, după o ploaie. Băi, nu te du a doua zi pe drumul ăla. Lasă-l un pic să se scurgă, să se usuce. Dar să știți că punem un strat consistent de vasă. Consistent să fie bine compactat. Și este bine compactat. Avem compactor, avem pe jur. Am văzut că ați spus că pe altă zonă unde sunt pierne, unde... Sunt. Da. Și da. Oamenii sunt profesioniști. Și toată parte... Nu știu dacă s-a mai intervenit vreodată în felul ăsta pe un drum din ăsta. S-a intervenit vreodată? Niciodată. Cu boala asta? Da, mai fost, dar fără boala. Fără boala. Poate fără boala. Să știți că lucrul este foarte... Dar după ce s-a făcut acolo, s-a venit cu tărâșul de lemn, pe fermate din astea dintre. Aici este problema. Haideți să vă spun, cineva, constructorul care face, sunt pe drumuri toată ziua, la Căiuți. S-au făcut drumuri de exploatație. Știți că le-au pus taxa? Propriilor cetățeni. Da, vrei să-l folosești peste... Norma lui normală de folosit, de trebuie că să treci cu căruța cu prune, să treci căruța cu... Vrei să treci cu lemne, vrei să nu e greutat, plătești. Pentru că de acolo eu, ca și administrație, am bani să le trețin. Pentru o dată pe anul, dacă sunt lemne din zona respectivă, sau nu știu, dacă altceva... Și iarăși, facem drumul ăsta, dacă ne apucăm să facem târâș pe drum, am stricat tot drumul. Am îngropat niște bani degeaba. Când trebuie... se pune camere de luat vedere, la punctele esențiale... Pe Sărățelul. Pe Sărățelul nu pot să pun. Haideți să fim realiști. Problema e nu numai cu Sărățelul punctul ăsta, problema și cu lemnele.
punctul Sărățean. Mă refer. În capul de acolo nu vede ceva. Unde? Păi, oameni buni, ce bune au zis voi camere pe Sărățean, dar ce are mai bine? Aici, la intrare, pe drumul acolo, pe acolo se vede cine este. Deci nu se pune. Să prindă și una așa. Dacă sunt care ea trebuie să... S-ar putea să fără un polițiv. Da, faceți bine. Problema nu, a fost situații când s-a ia de aia de complet, cred că știți. Și am făcut, când am făcut postarea pe Facebook, chiar am cerut ajutorul cetățenilor. Ne mulțumim, n-a venit nimeni. N-a venit nimeni. Apropo de voluntariat, și am văzut și eu chestia asta pe Facebook. Am stat de vorbă cu câteva persoane și a zis în felul următor. Când era altă perioadă, nu erau impozite care le plătea, făcea lumea șansul să știu, munca voluntară, să ducea balast. Acum a zis că impozitele s-au mărit și nu sunt dispus. Nu sunt dispus să fac. Ia să nu dintre răspunsuri. Da. Și acum, persoana care m-a spus, le are plătite la zi? Asta a fost unul dintre răspunsuri. Eu nu generalizez pentru că a zis toată lumea la fel. A fost unul dintre răspunsuri. Mulți așteaptă să schimbe toate la sine, dar e fără să da, dar și eu a zis că la impozitele care le plătesc la stat și astea și... Nu mai țin discute. Acum nu ceva general. Dumneavoastră, era suficient să vă întrebați ce înseamnă impozitul casei lui. Când te raportezi la o sumă de câteva sute de lei, da, că atâta plătim în comuna noastră, raportat la câteva sute de lei. Eu nu știu că asta înseamnă... 60-70-100 de lei. Da, poate alții nici 100 de lei nu plătești, da? Deci gândiți-vă ce să faci cu 100 de lei a omului din taxele. Că să ne gândești la puterea de cumpărare la nivelul comunii. Există industrie, sunt câteva societăți micuții care funcționează mai majoritar. Dar unde ne ajutăm cu poate de asta? Dar unde te ajută voluntar? Deci dacă nu ai servici, măcar minim ajutor, nu? Deci, extrapolând speța respectivă care am discutat mai înainte, eu zic la nivelul comunii, la nivel de și comună, raportând chiar cu cașul, nu? Noi suntem sub ei. Deci, la nivel de societăți, la nivel de venituri, care vin la comune, dacă luăm... Au mai mulți agenții comune. Ei și-au luat zona între și ei care vin și foarte bine. Și sunt multe societăți cu foarte mult salariu. Corect. Și atunci primăria are bani să fac să plătească lucrările. Păi eu am apelat la locatari, dacă se uită la cașe, cât de bine le este. Păi ei au venituri, dar dacă eu, noi aici la primărie nu avem venituri și ne dorim o comună frumoasă și dacă facem un apel, să vii doar să tai copacul de la grădina ta, n-am chemat pe nimeni. Fata am spus la oamenii la care au terenuri în zona Sărățel, îi rugăm să vină să-și taie coronamentul. N-am rugat altceva. Deci era vorba de propriul lor teren rămas neîngrijit. L-am tăiat noi, cu oamenii ăștia de la asistență socială, asistați ăștia, care tot spun, chemați. Dar uitați-vă un pic la ei, că și ei sunt oameni. Am tras de ei ca altceva. Apropo de taxe și impozite, aș vrea să fac o propunere. Dacă sunteți toți de acord cu drumurile care se pun taxe. Suntem de acord să punem taxe și să punem în discuție, să angajăm 2-3 oameni necalificați care să facă toate lucrurile astea de mentenanța comune. Să... Dacă facem un proiect și toată lumea de acord să punem și să poată plăti, ar fi o idee. Pentru asta credeți că putem să facem mentenanța la drumurile din comună cu 3 oameni? Eu zic pentru drumurile secundare și care sunt neapărat vulnerabile, că acum nu cred că ar fi un început, 3 oameni, dar momentan nu niciun. Poate să fac utilaje, cu oamenii nu văd ce ar putea să facă acolo, nu? Pentru că de urmă ta șanțele, în primul rând, că dacă nu se face... Nu, șanțele nu se face simplu cu pulul, cu utilajul. Cam asta, nu, nu, are dreptate, e greu. Nu se poate face, peste tot mentenanță cu mecanizat. Fără rar, dacă se poate, n-am nimic împotrivă, dar... Asta ar ridica, ar fi, asta ar ridica inclusiv costurile cu salariile, care și așa sunt foarte mari. Da, dar o soluție ar trebui găsită, pentru că costurile salariate, raportând la costurile care se reparăm din nou, cred că mai ar depășesc.
Dacă punem în balanță, nu depășește. Luați așa trei oameni, salariile lor pe un an de zile. Dacă trebuie un alte, dacă s-ar face zilnic mentenanța la, nu știu dacă la câte mașini sunt. Noi vorbim la bani, nu la... Eu la... Deci dacă pui după fiecare ploaie balastru cu utilaje și timp pierdut și asta, decât să pui un om și îl scurezi. Și omul ce să facă pe drumurile astea de țară? Avem 35 de kilometri de drum. Ce să faci cu ei? Cum să-i plin? Haideți să... Eu nu zic, ar fi un început, am spus. E o idee, dar nu. Nu poate fi pus în practic, hai să fie serios. Hai să lăsăm pe domnul. Vreau să strigi. Eu aș fi vrut să vă întreb dacă cumva, în probabil următorul, de acum suntem pe final de an, avem o posibilitate de găsi soluții pentru apa asta. S-a făcut undeva. Pentru sursa de apă. Da, sursa de apă, vreau să vă spun că, așa cum am și informat pe internet pe toată lumea, am înregistrat-o la acest program național de investiții. E pus pe platforma PNDL-ului. Se va închide pe 4 noiembrie. 8 noiembrie. Așa. Și atunci vedem dacă intrăm pentru finanțare. După cum știți că am aprobat aici noul, pentru că noi am făcut actualizare la tot acel contract, da? Am ținut cont la SF-ul pe care l-am făcut, inclusiv de prețurile care s-au ridicat prin ideea de a păstra contractul. V-am și spus de atunci, nu renunț la ideea de contract. Ideea, dacă nu primește contractul, renunț. Dar altfel nu renunț. Nu, niciodată n-am spus că eu n-am nicio treabă nici cu firma, nici nu știu, nici nu i-am văzut la urmă. Dar sunt o firmă oarecare pe care noi am putea, de fapt, pe noi ne ajută, am putea micșora pașii de execuție a lucrării. În sensul că perioada aceea moartă, la orice investiții, perioada în care se fac achizițiile, care licitații se întind pe luni de zile, noi perioada aceea am scurtat. Pentru că eu, în momentul în care vom intra la finanțare, în momentul în care vom intra la finanțare, o să anunț că, de fapt, suntem în baza de contract. Abia atunci aducem contract, când o să ne cheme la discuții, da? Da, bineînțeles, domnul este grobat că primăria n-a avut bani pentru finanțare. Deci el a câștigat licitația și are și contract. Și a trecut și un an de zile. El nu are nicio vină. Vinovații sunt aici, înăuntru primării, care au mers mai departe fără credite bugetare. Asta e o altă poveste. Ideea e că eu am înscris toată valoarea contractului. 2.100.000. Vorbeam ieri cu domnul primar de la Puciu. Dânsul a făcut două puțuri acolo la 200 de metri și spunea că fiecare dă 30 de tone pe 24 de ore. Acum, eu n-am venit, Doamne Ferește, am vrut să dau un exemplu, așa că... Mă bucură exemplul dumneavoastră. Să nu se ducă la 20 km, dacă mă bucură exemplul dumneavoastră. Ați fost, așa cum ați prezentat întâi, administrator public al primăriei, în care dumneavoastră, la acest moment, vă judecați cu primăria, că, vezi, Doamne, nu ați fost plătit la vremea respectivă. Știți ce însemna munca dumneavoastră ca administrator public? Să vă ocupați de această problemă în care dumneavoastră ați derulat un contract, că aveați funcție mai mare decât primarul. Nu veniți acum cu idei. Nu eram ordinator de credit, nu aveam eu... Și atunci cum a fost? Atunci mă întreb, dacă n-ați fost ordinator, mă bucur că se înregistrează asta. Deci dacă n-ați fost ordinator de credit, dumneavoastră solicitați bani de la primăria Mănăstirea Cașin și vă asigur, oameni buni, că dânsul nu cere bani puțin. Foarte mulți se judecă cu primăria, ascultați-mă și vă spun și eu, se judecă cu primăria din 2016, că acum avem pe rol proces cu dumneavoastră,
știu ca primăria asta să fie înflorit în perioada aceea în care dânsul solicită un salar mult mai mare pe care l-ar fi putut... Dar meseria lui a fost administrată în domeniul public și privat, așa cum a fost George Bucur. Acum dânsul vine cu niște lărbi că a îndeplinit funcția de administrator public. Dacă a fost administrator public, ați derulat acel proiect sursă de apă prin PNDL 1, care la ora asta nu este închis și nu v-ați făcut treaba, oameni buni. Mi l-ați lăsat mie în gât ca să-l închid acum. Nu putem închide PNDL 1 din cauza faptului că sursa de apă n-ați făcut ceea ce trebuie la acel 2008, 2015, 2000, cât vreți dumneavoastră, când s-a forat pe teritoriul comunei și n-ați făcut nimic. Doamne. Veniți, mai la ce idei bune aveți domnul de acum când sunteți consilier? Păi de ce n-ați avut când ați lucrat în primărie? Păi de ce n-ați lucrat? De ce n-ați avut idei în primărie? Păi am avut idei, dar n-am avut cineva să... Că ați fost cu funcție de conducere, că așa cereți, știți câți cere? 100.000 de lei cere. Doamne, știți care-i treaba? Eu aveam salariul minim. Da, 100.000 de lei cere, domnul. Mă lăsați că-ți vorbește, cum am scris la cuvânt. Eu aveam salariul minim de servici, 700 de lei. Numai că eu aveam, asta cum zice, eu aveam scoat de vechime, că lucram să cumpăr mai mult, ea avea numai jumătate de an. Și de asta am ieșit la pensie, deci cu 807 lei din primăria asta, după 35 de ani. Acum primele de servicii are 28 de milioane, doamnă, și un pas de 50 ceva. S-a mărit tot în perioada când a fost rechefat. S-a mărit, s-a mărit, asta este. Dar și tot spune doamna, că o ține pe femeia asta, vine dimineața la 6 la 8 și pe urmă stă pe aici să fac cafele și ia 28 de milioane pe urmă. Și tot asta. Dar nu trebuie să mă angajați, că nici nu aveam. Pe salariile sunt acum. Da, pe eu am, nu vă dau o idee, că în alte localități, cu populație mai mică și cu venituri mai mici, s-a putut face. Ați lucrat în primărie. Nu veniți acum că a fost păi stai, doamne, dar cu asta ați venit și ați dus, ați actualizat devizora la 90 miliarde de lei acolo și eu vă spusez că băieții ăștia de la Bucea au făcut cu 2 miliarde. Și de ce mi-ați spus prima că să nu facă proiectul ăla dacă ați lucrat în primărie? De ce nu i-a spus la președinte? Eu eram, nici nu eram consilier. Păi ziceți că aveți funcție de conducere. Păi și ce dacă nu aveam? Dar ce? Aveam eu cheie de la ăsta, aveam eu semnătură, vezi, păi ca funcția de care spuneți dumneavoastră că ați avut, erați obligat ca funcție pe care spuneți că ați deținut-o în perioada asta, erați obligat să participați la aceste proiecte și să dați sugestii. Pentru că dacă vrei salar mare, trebuie să ai și aici, exact, trebuie să ai și diplome, să ai mai mult. Dar dacă domnul primar nu a făcut, asta este. Eu v-am dat dumneavoastră acum... Dar atitudinea la primarul Consiliul Local, v-ați întins o dată, ați venit aici și ați desfăcut problema asta publică. Că nu prea grabi să facă ce zici tu. Am vorbit cu fiica, nu poate că ai făcut. Dar cu 5 minute înainte de fiecare ședință, puteți fi expert, cum puteți și președinte. Era genial mie, cu care apoi a fost consilier vechi, cine stătea de vorbă cu primarul sau cu vicii din perioada aia ca să-i dea idei. Înțelegeți să vă spuneți. Era de amar, nu mai era. Da, eu văd că vă dă idei și acum, domnul Preotizie. Cum? Nu văd, nu, cine văd idei dumneavoastră? Cum văd idei și acum și vă luați idei? Ce sunt de idei? Pe idei, asta e. Acum vă duceți cu lista la Preotizie la Cărciumă. Să-i arătați asta ca să vă dea idei. Cine este, doamnă? Și n-am înțeles. Apreotezi din rol, văd, el îți spai că și lucrează, asta este. Dar domnul, asta e. Eu am vrut să mă întreb dacă există variante, pentru apă să arbi și mănăstirea acasă. Ați avut ocazia să vă dați variante când ați lucrat aici. Partea cu forajul deja intră în discuție. Există soluții, există... Acum, scuzați-mă, domnul Apriu, trebuie să vin și să spun, băi, am lăsat când am plecat acolo 35 de miliarde. 35. 35, da. Dar vorbesc cu domnul. Păi, și când vorbesc... Băi, omule, dacă n-ai spus ce spui tu mie, că să nu vorbesc cineva, dacă i-a uitat și cu mine. Bă, cine ar fi cu ați spus? Dar nu vă aduceți aminte unde s-a pus banii aceia, că doar ați fost aici. Și cum nu le-ați discutat la... Doamne, păi cum nu le-ați discutat? Păi există poză cu dumneavoastră în care vă vine spunea pe hârtii. Cum nu? Hai, lăsați asta. Eu am aflat mai târziu, din 2005 știi care de-aia. Hai, domnule, că-ți dă-le indicații, vezi aia să spui așa, aia nu e zic oricum. Eu știu să vorbesc, doamne, trebuie să vorbesc cineva, înțelegeți? N-are sens să vorbesc. Dar eu am sărit într-una deci, bază, cu acei bani am reușit să ducem încă o dată. Cu acei bani care
2 milioane și că v-am spus la vremea aceea, da? Și ați plătit și penalități, nu? Am plătit și penalități pe care le-am aprobat aici, doar știți prea bine că le-am aprobat. Nu era ideea, din 3 contracte găsite, să duci unul la capăt? Unul care a început în 2018. Proiectele lui, proiectele lui. Nu mă interesează cui sunt proiectele. Sunt banii, încă o dată vă spun. Sunt banii noștri a Comunei Mănăstirea Cașin. Bani cheltuiți pe acele proiecte. Și dacă le faci numai de dragul de a le face, ia ca eu le-am reușit să le derulez. Nu place cuiva, asta e altă poveste. Da, am reușit de a derula drumurile comunale. Lumea are asfalt, vom mai face și în altă parte asfalt. Asta e. Uitați-vă acum, suntem din nou descoperiți cu drumul Mori. Tot un contract fabulos făcut. Pentru ce? Când faci contracte, deja asta este altă problemă. Când nu ai bani în buzunar, te duci și contractezi? Da, bine, asta este. Da. Ce să fac? Deci asta e o chestie, ziceți că pentru anul următor există și o variantă cu cine e. Deci, pe net, dacă ne apa este pe PNDL. PNDL 3. PNDL ăsta care l-a analizat. Chiar dacă vreți, există și vă scoat plătie din pe plătie, cum este înregistrat, cu număr de înregistrare este totul pus la Ministerul Dezvoltării. Acum două zile m-am găsit cu ceea ce vă spuneam eu acum două luni de zile și dumneavoastră spuneați că problema este așa rezolvată, m-am întâlnit cu domnul avocat, dânsul mi-a zis clar, băieții, nu faceți ce trebuie să scoateți de la arhivele statului, nu veniți să mă întrebați pe mine de ce, de ce pierd procesele. Eu v-am spus de anul trecut că trebuie să faceți să scoateți situația juridică a terenului unde s-a aflat clădirea. Și el a zis că face și o ordine schisă pe aici acasă. Să trimită, pentru că nu-și mai asumă răspunderea dacă nu are și el instituția din care se arăte care e situația terenului la momentul ăsta. Referiți la clădirea de la dispensar sau principiu? Da. Clădirea de la... De când este procesul acela, domnul secretar? Cred că de vreo 3 ani. 2. Dar procesul din 4 ani. 4 ani. 3-4 ani. Eu am una. Am înțeles. Dar dânsul... Pentru ceea ce l-au făcut alții, mă rog să... El i-a pierdut în primă instanță, pentru faptul că n-a avut niciun document care să ateste situația terenului. Așa scrie în hotărâri, nu? Și ne-am întâlnit aici și cu domnul secretar și a fi zis, băi, duceți-vă și găsiți la Arhivele Statului orice variantă legată de situația juridică a terenului. Acum, fie ea, dacă se găsesc acolo, măcar știu eu, local aici, dacă s-ar da, a fost prins în domeniul public al Comunii, a fost prins. Da. Ce să cauți? Ce cauți? Adresa cu care, de data de, am putat, nu? Așa, ce să căutăm? Nu caută toată arhivul național. Trebuie să, adică să... Trebuie să știi și ce să cauți. Da, trebuie să știi ce să cauți. Căutăm ca cea comună în seara. Ca de asta, din ce an ar trebui? Ce care a fost aia? Ce a fost aia? Ce a fost aia? Ce a fost aia? Declar ședința închisă. Vă mulțumesc. Sănătate.